Mintea unei persoane care are o condăită morală este capa ca curată și calmă. În Lamrim Cenmo, Lamață în cap a explicat cele trei tipuri de moralitate: să ne abținem de la acțiuni nevirtuoase, să ne maturizăm mintea și să muncim pentru alte ființe simțitoare. Primul timp. Este explicat în principal ca dezvoltarea celor 10 fapte virtuoase, care sunt opusul celor 10 nevirtuoase. Al doilea tip se referă la dezvoltarea oricăror virtuți care nu există deja în mintea noastră. Al treilea tip, a munci pentru bunăstarea celorlalți, înseamnă mai mult decât să-i ajutăm cu nevoile lor lumești. Și include îndrumarea oamenilor care nu au nicio idee despre darma, astfel încât aceștia să ajungă să o cunoască și să o urmeze. Scopul observării moralității este de a opri toate obstacolele de pe cale și de a atinge iluminarea. A trăi o viață morală ne ajută să atingem aceste obiecte pe termen lung și ne aduce de asemenea și beneficii imediate. Reducem în mod natural obstacolele din calea unei vieți fericite, respectând jurămintele și evitând să le facem rău altora. A trăi moralitate este ca solul din care cresc toate celelalte acțiuni pozitive. Există o diferență uriașă între cel care respectă moralitatea și cel care nu o respectă. O persoană care nu are o bază temeinică de respectare a moralității nu va putea niciodată să crească sămânța fericirii veșnice și nu numai că va suferi continuu, dar nici nu va putea evita să le facă rău altora. Este atât de simplu. Cheia respectării moralității sunt diferitele jurăminte pe care le putem lua, cum ar fi cele cinci jurăminte laice, cele opt precepte Mahayana, unul dintre seturile de jurăminte monastice sau jurămintele Bodhisattva, pe care le vom analiza mai târziu. Este extrem de rar să poți lua aceste jurăminte, dar și mai rar să le poți ține.